salut cu ocazia unei noi întrebări. Înainte de a vă pune întrebările de azi, iar vor fi mai multe, dar vor fi foarte legate între ele, să discutăm ca de obicei despre întrebările de săptămâna trecută. Era vorba despre două localități, A și B, din care pleacă la fiecare oră fixă câte un tren spre cealaltă localitate. Calea ferată este dublă, trenurile se deplasează tot timpul, toate cu aceeași viteză, iar parcurgerea distanței dintre A și B se face în 3 ore și jumătate. Iar întrebările sunt: prima, după cât timp de la plecarea din stație mă întâlnesc cu primul tren care vine din sens opus? A doua, cu câte trenuri care vin din sens opus mă întâlnesc pe întregul traseu, până când ajung la destinație? Și a treia, de câte trenuri este nevoie pentru a asigura plecarea la fiecare oră fixă câte unui tren din fiecare oraș? Pentru că sunt întrebări relativ simple, să încercăm să aflăm răspunsurile fără formule și legi ale fizicii. Prima întrebare. Vă amintiți că o călătorie durează 3 ore și jumătate? Asta înseamnă că atunci când plec din gară cu trenul meu, cel mai apropiat tren care vine spre mine a plecat de 3 ore, pentru că se pleacă la ore fixe. Și mai are o jumătate de oră până a ajunge la destinație. Dar trenul meu are aceeași viteză cu trenul care se apropie. Ceea ce înseamnă că până la întâlnirea trenurilor, distanța dintre noi va fi parcursă jumătate de trenul care se apropie și jumătate de trenul meu. Dar dacă toată distanța este parcursă în jumătate de oră, atunci jumătate din distanță este parcursă în 15 minute. Deci la 15 minute de la plecare, mă întâlnesc cu primul tren care vine din sens opus, care după ce se mai deplasează încă 15 minute, ajunge la destinație. A doua întrebare. Când plec din gară, se deplasează spre mine 3 trenuri din sens opus. Cel care a plecat acum o oră, cel care a plecat acum 2 ore și cel care a plecat acum 3 ore. Bineînțeles că mă voi întâlni cu toate aceste 3 trenuri. Mai există un tren care pleacă deodată cu mine, dar din gara opusă. Bineînțeles că mă voi întâlni și cu acest tren. Dar călătoria mea durează 3 ore și jumătate și în aceste 3 ore și jumătate mai pleacă încă 3 trenuri cu care de asemenea mă voi întâlni, ceea ce înseamnă că mă voi întâlni în total cu 7 trenuri. Un alt mod de a găsi rezultatul este de a folosi ceea ce în fizică se numește viteză relativă. Dacă aș sta undeva pe traseu și m-aș uita la trenurile care trec pe lângă mine într-un anumit sens, să zicem în sensul pe care vi-l arăt, atunci aș observa că ele trec din oră în oră, pentru că pleacă din oră în oră. Dar acum, dacă mă urc și eu într-un tren și mă deplasez în sens opus, cu aceeași viteză față de sol cu care se deplasează trenurile celelalte, atunci viteza șirului de trenuri care vine spre mine se dublează față de mine. Viteza trenurilor față de mine va fi dublă, pentru că acum și eu mă deplasez în sens opus. Viteză relativă se numește asta în fizică. Și atunci nu mă voi întâlni cu trenurile din oră în oră, ci din jumătate în jumătate de oră. Și pentru că toată călătoria durează 3 ore și jumătate, înseamnă că mă voi întâlni în total cu 7 trenuri. A treia întrebare, de câte trenuri este nevoie? Aici avem o rezolvare, să-i spunem, obișnuită și o rezolvare mai subtilă, dar mai rapidă. Rezolvarea obișnuită ar fi următoarea. La o anumită oră, să zicem la ora 0, din cele două orașe, pleacă 2 trenuri. După o oră, mai pleacă 2 trenuri. După 2 ore, pleacă încă 2 trenuri.
După 3 ore trebuie să plece încă 2 trenuri. Și gata, nu mai trebuie altele, pentru că după 3 ore și jumătate primele trenuri care au plecat ajung la destinație și pot după 4 ore să plece din nou, de data asta în sens opus, bineînțeles. Este deci nevoie de minimum 8 trenuri. Rezolvarea mai directă este următoarea. Dacă se utilizează numărul minim de trenuri, ceea ce înseamnă că nu sunt trenuri prin alte părți, prin depouri undeva, toate trenurile sunt pe traseu, asta înseamnă că atunci când plec cu trenul meu, toate celelalte trenuri trebuie să fie în fața mea, între mine și gara cealaltă. N-au unde să fie în altă parte, pentru că vorbim despre numărul minim de trenuri. Iar când ajung la destinație, toate trenurile trebuie să fie acum în spatele meu, pentru că în fața mea n-au unde să fie. Ceea ce înseamnă că toate celelalte trenuri în afară de trenul meu sunt trenurile care au trecut pe lângă mine. Câte au fost? 7. Și înseamnă că avem în total 7 plus 1, 8 trenuri. Am primit 2 răspunsuri corecte, trimise de Dumitru Antonie și Daniela Carmen Băluță. Felicitări! Și acum să trecem la întrebările de azi. Am dat acestui clip numele de Arhimede pentru că răspunsurile la întrebările de azi le puteți găsi dacă folosiți, ați ghicit, legea lui Arhimede. Dacă o adaptez la întrebările de azi, atunci legea lui Arhimede spune că un corp scufundat în apă, fie că e scufundat total, fie că e scufundat parțial, ca în cazul corpurilor care plutesc, este împins în sus cu o forță egală cu greutatea volumului de apă dezlocuit de corp. Apa dezlocuită este apa pe care o dă la o parte corpul când se scufundă, adică dacă se scufundă total, este vorba despre un volum de apă egal cu volumul corpului, iar dacă se scufundă parțial, este un volum de apă egal cu volumul corpului de sub nivelul apei. Mai trebuie să știți că orice acțiune are o reacțiune. În cazul nostru, forța arhimedică care acționează asupra corpului scufundat în sus, trebuie să aibă o pereche egală cu ea, dar de sens contrar, care acționează în jos asupra altui corp. Și încă ceva, Arhimede ar fi știut imediat răspunsurile cu mult peste 2000 de ani în urmă. Sper că asta să vă ambiționeze. După cum vedeți în desen, avem o balanță, petalele căreia, notate cu A respectiv B, se găsesc două vase identice care conțin cantități egale de apă. Mai avem două sfere pline, de același diametru, foarte important, deci și de același volum, una din lemn, cealaltă din plumb. Și mai avem două tije foarte subțiri, deci de volum neglijabil, dar care nu pot fi îndoite în condițiile pe care vi le voi arăta imediat. Aceste tije pot fixa sferele în interiorul apei, ne lăsându-le nici să coboare, nici să urce, după cum veți vedea imediat. Vor fi 5 situații diferite și de fiecare dată trebuie să răspundeți la întrebarea: este balanța în echilibru? Și dacă nu, care taler, A sau B, coboară? Nu uitați, cantitățile de apă din cele două vase rămân de fiecare dată aceleași egale între ele. Să vedem cele 5 situații. Prima. Cele două sfere au fost puse în apă. Cea de lemn pe talerul A, cea de plumb pe talerul B. Nu uitați, întrebarea este dacă balanța e în echilibru și dacă nu, care taler coboară. A doua situație. Sferele sunt tot în apă, dar sunt fixate cu tijele metalice care nu le lasă nici să urce, nici să coboare. A treia situație, sfera din plumb este fixată cu tija, sfera din lemn nu. Și a patra situație, sfera de lemn este acum fixată cu tija și sfera de plumb
Nu. Și în final, fără desene, ca să fie mai greu, aceleași patru întrebări, pentru cazul în care cele două sfere nu au același volum, ci aceeași masă. Adică ele cântăresc la fel, au același număr de grame. Aștept răspunsurile care, sper, îl vor bucura pe Arhimede, oriunde o fi el acum. La revedere!